Bun găsit tuturor, sunt Dragoș Borchină. Intră încă o partidă din Liga a doua pe canalele Prima Sport, în Ghencea, Steaua cu Alexandria. Sunt două echipe care se întâlnesc pentru prima dată în Liga a doua, asta pentru că Alexandria a lipsit aproape două decenii de la acest nivel. Haideți să vedem repede cele două echipe. Steaua cu Ionuț Popu în poartă, apoi David Maftei, Daniel Vârteș, Dean Bețea și Mihai Dobrescu. La mijloc Stefan Drăghici, Roberto Jimenez, David Matei și bulgarul Mario Topuzov. În atac Remus Chipirliu și Alexandru Boiciuc. Antrenor Daniel Oprița. Oaspeții cu Ștefan Odoroabă pe bancă. În poartă Iosif Cristică și capitanul echipei. Apoi Alexandru Nicolae, Ștefan Cană, Ciprian Perju și Vladimir Georgescu. La mijloc Alexandru împunge Roo, Ionuț Voicu, Mihai Stan cu și Ovidiu Horșia, în atac Gabi Dodoi și Petre Simon. Balon respins în fața careului, de unde recuperează Mihai Stancu. Ușor, ușor, Steaua dă primele semne că se poate apropia periculos de poarta lui Cristica. Acum însă o contră Alexandrei. Bună fază! Oh! Scoate Ionuț Pop în minutul 4! Mega ocazia Alexandriei! Extraordinar! Extraordinar ocazia Alexandriei! Ar fi trebuit să fie 1-0 pentru băieții lui Odoroabă. Ce bine au ieșit aici cu minge lungă în flanc pentru Simon, care controlează mingea 2 contra 2 pe această fază de contraatac. Nu este offside aici. Pasă din prima lui Simon pentru colegul său Gabi Dodoi, care ratează uluitor, uluitor portarul Ionuț Pop. Are o intervenție de miliarde, a zice. Rămânem cu 0-0, dar ar fi trebuit să avem deja primul gol ca importanță în acest meci, după ce a colegului său din poartă Ionuț Pop, dar nu s-a terminat pericolul. Georgescu, din nou, iarăși mingea trece prin fața porții, minutul 15, a doua, de fapt două ocazii într-una în aceeași fază pentru Alexandria. Incredibil. Momente grele pentru steliști. Foarte tăioasă, foarte tăioasă Alexandria. Este rar, se apropie rar de poarta lui Ionuț Pop, dar când o face este înfiorător de periculoasă. Nu este offside aici. Vine centrarea, șutul acesta de fapt prima centrare scoasă acolo de Dean Bețea a fost mai periculoasă. Oricum, Alexandria este cu ocaziile face față, cel puțin pentru moment, evident. Jimenez a fost la minge. Întoarce balonul la... Gol! Gol, 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 gol! Steaua! Șahmat apărarea Alexandrei. La prima ocazie clară, Steaua deschide scorul. Mai nemțește de atât mai greu. Remus Chipirliu pentru Amelia, probabil iubita lui sau soția lui. O dedicație frumoasă. Bravo, Remus! Minutul 24... goluri a marcat și în sezonul anterior și a marcat și în acest sezon. A dat golul Stelei la Târgoviște, minutul 97, s-a terminat 1-1 și a marcat de două ori și la Dej în etapa anterioară, golurile de 1-0 și 2-0. Acum vine cu al patrulea gol. Acum vine, era marcatorul ligii noastre secunde după trei etape. Cu acest gol își confirmă statutul. Și avem deschidere de scor, Alexandria cu marile ocazii, Steaua cu golul. Pentru Alexandria Drăghici, e liber aici în flanc, Remus Chipirliu mai departe, șut pe colțul scurt, scoate din nou Iosif Cristică. A doua ocazie a Stelei vine minutul 26. Nu este offside. Partea dreaptă ar fi trebuit să fie ocupată mai bine de Alexandru Nicolae și împunge Rou, se retrage destul de târziu. Sunt doi copii. Nicolae centrează bine. Oh, un luft acolo. Ia să vedem, nu vine cineva la șut, minge întoarsă. Șut! Mamă, 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 dacă era asta pe poartă, ce gol! Ce gol ar fi fost! Vladimir Georgescu, fundașul stâng al Alexandriei, a undeva mai aproape de poartă dacă era, dar n-a dat rău, n-a dat rău. Ce minge a prins, a recuperat aici în punge Roo, care vine cu centrare, gol Alexandria!
Gabi Dodoi. Ho-ho! A nebunit bobină. Stai cu minte, Daniele, să nu alunești, că te lovești. Chiar înainte de pauză, Alexandria egalează. E cam a treia sau a patra mare ocazie pe care o are trupa lui Odoroabă și merita golul acesta, măcar pentru ce a ratat în prima parte a reprizei. Acțiune foarte bună aici în flanc, pentru care s-a bătut Simon. Vine centrarea de la împungere rouă și pune cineva piciorul acolo. I-am zis că e Gabi Dodoi, dar să vedem dacă va fi el. Nu, este, cred că, mai degrabă Ovidiu Horșia. Da, el este, Ovidiu. Cam Premier League, ați văzut, se duc așa sanie jucătorii. La când ai un teren ca acesta, normal că îți vine să pleci în alunecare așa. 1-1, e mai aproape de adevăr. Bună pasa. Cine îl atacă? Șutul! Oho, respinge față portarul! Minge grea pentru Iosif Cristică. E, și se aprinde tribuna, pur și simplu. Se aprinde tribuna, Ciprian Perjun în cadru. Ce iese la primit aici Remus Chipiriu, dar mult prea singur. Ce șut sănătos. Oho. Șut sănătos. A pus în dificultate pe Cristică. Atenție la această acțiune, Alexandre. A, pasă bună, 6-2-1! Ratarea lui Neagu! Minutul 81. Incredibilă ratarea. Și va intra la oaspeți Robert Lupoaică. Ce bine a întors această minge undeva la 12-13 metri, iar ratarea este uluitoare. Ce fent a făcut Daniel Vârteș, centrare mai bună! Mingea trece pe lângă poartă, dar au construit cu migală. E pentru prima dată când cineva de la Steaua rămâne liber în careu, fără marcaj, și lovește mingea cum trebuie. Destul de mult pe lângă poartă, totuși, acest balon. Ar fi roșu. Dacă e Remus, e roșu. Da? Da. Dacă e Remus, e roșu. Corect. Așa este. Minutul 96. Bogdan Chipirliu. Bogdan, mă rog, am zis Remus. E eliminat pentru cotul ăsta. E și Remus. N-am greșit. Daniel, oprește-te, că-ți dă și ție cartonaș. Alina s-a dezlănțuit, îi îngălbenește și îi înroșește pe toți. Bravo, Alina! Bravo! Ei, Daniele, vorbește frumos, nu fi... Pentru proteste, Daniel. Era un moment ce ar fi putut fi evitat și trebuia fi evitat. Asta nu avantajează Steaua cu această întrerupere lungă. Avem iarăși deja 2 minute și ceva peste. O să Boaică. Galben aici pentru Daniel Oprița. Și înseamnă că e anulat. Acesta este momentul în care Alina i-a anulat cartonașul lui Chipirliu. Înseamnă că de aceea Remus a rămas în teren. Altfel nu...